Am mâncat o nucă și de vreun ceas merg cu cojele pe stradă și nu reușesc să găsesc un tomberon, un loc unde să las gunoiul. Nu-i de mirare că Roma e atât de murdară, că nu prea au grijă autoritățile de curățenie, dar nici cetățenii nu par foarte îngrijorați de situație. Mare parte dintre ei, fiecare a doilea trecător e turist, mai ales aici în zona istorică. Ceilalți se gândesc că e dacă e acasă la mine curat, ce mai contează cum e pe stradă. Dar curățenia doar nu e un moft. Curățenie și sănătate. Și cum aici nu prea îngheață niciodată, toate scuipăturile, toate vomele de pe jos, la prima apariție a soarelui se transformă în praf și sunt inhalate de romani și de turiști. Și după aia se miră că ne-am îmbolnăvit. Ia uite ce am pățit. Cât vezi cu ochii pe Via Quirinale, niciun tomberon. Noroc de parcul ăsta că am găsit aici și e liber, e gol. În schimb, lux cât vezi. Și antic, și medieval, și modern. Sfuduli frații noștri latini.